fac ce vreau, nebunule. Mamă. Uite aici alta remorcă. Mamă. Un tir ce transporta mașini a fost scăpat de sub control și a lovit alte două mașini pe cea mai circulată șosea din Timiș, drumul național 68A. În urma accidentului, doi oameni au fost răniți și transportați la spital. Accidentul a avut loc în apropiere de Margina. Șoferul tirului a pierdut controlul volanului și a izbit mai întâi un microbuz, după care a intrat într-o auto utilitară pe care a răsturnat-o. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că un bărbat în vârstă de 42 de ani a condus un autotren pe drumul național 68A dinspre Deva spre Făget, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat în coliziune cu un microbuz condus de un bărbat în vârstă de 38 de ani și apoi cu o auto utilitară condusă de un tânăr în vârstă de 25 de ani. În urma impactului au rezultat două victime, respectiv tânărul în vârstă de 25 de ani și o tânără în vârstă de 20 de ani, pasageră în auto utilitară condusă de către tânăr, fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.